Astăzi am să vă arăt cum se schimbă becul din proiector, becul H11 55W, este vorba despre acest proiector. Ca să ajungem la bec, trebuie să dăm jos 3 șuruburi Torx de 20 și o să avem un capac de plastic care îl dăm într-o parte și avem acces la bec. Este foarte, foarte simplu. Folosind un Torx de 20, voi desface cele 3 șuruburi de aici, aceste șuruburi care țin acest plastic, care ne permite să intrăm cu mâna la bec. Iar plasticul de jos este prins în încă 2 brăduleți, unul mare aici, pe ăsta nu-l voi scoate, și normal mai trebuia să fie unul aici, dar la neneamatul este lipsă, așa că mai ușor pentru mine am să declipsez plasticul. Normal ăsta de aici trebuia scos, am să declipsez plasticul și am să trag un pic într-o parte, iar în acest moment am acces la becuri. Ca să-l scoți, prins de el, învârți într-o parte și îl scoți afară. În acest moment am soclul și becul, am să prind de siguranță, trag în sus și trag de bec. Nu iasă chiar ușor. Și gata, l-am scos. Și ca să punem la loc becul cel bun, am să-l clipsez la loc. E simplu pentru că este o singură poziție, n-ai cum să-l greșești când îl bagi, intră într-o singură poziție. Am să-l introduc la loc în locașul lui. Nici nu trebuie să te bagi sub mașină, este suficient să pui becul înăuntru, simți când ai intrat, ai învârtit și este fix, nu mai mișcă deloc acolo. Iar acum am să pun înapoi acest capac sub și am să-l reglez pe locașul lui. Și de preferat să faceți testul dacă funcționează înainte să puneți totul la loc. Am băgat tine în geap.